Salutare tuturor și bun găsit la un nou videoclip de pe acest canal. În videoclipul de astăzi vreau să vă prezint cum putem folosi TeamViewer într-un mod mult mai eficient și mult mai rapid și folositor și pentru noi și nu doar pentru alții. Bun, deschidem Magazine Play pe telefon, o să downloadăm Quick Support, îl downloadăm, îl instalăm și aplicația TeamViewer. TeamViewer for Remote Control. Deschidem, foarte frumos o să se actualizeze. Se actualizează foarte repede, ceea ce e bine. Înseamnă că m-a ajutat netul. Am făcut un update și pe calculator la TeamViewer și acum vreau să proiectez, de exemplu, în primul rând, calculatorul în telefon aici. Și o să apelez la aplicația TeamViewer. Quick Support o să apelăm mai târziu. ID partener 221026407, am mai făcut chestia asta. Bag și parola 3103. Ok. Instrucțiuni prin intermediul mouse-ului. Vedem tot ce trebuie. Nu mai afișa această casetă de tau continuare, chiar nu are nicio importanță momentan. Iar acum eu sunt în desktopul meu. O să verific, de exemplu, ce văd eu pe calculator acum. Ei bine, uitați. Vedeți, sunt în calculator. Merg foarte frumos și foarte lejer. Vreau, de exemplu, să pornesc afișaj. Elimină tapetul. Este pornit. Iar acum vedem că ne-a pus imaginea la loc. Lucrăm totul în timp real. Foarte rapid. Da. Bun. Iar acum vreau să proiectez telefonul pe calculator. Cum pot să fac acest lucru? Păi este foarte simplu. Închid conexiunea. Închidere. Am închis și am terminat toată treaba. Bun. În momentul acesta eu vreau să proiectez pe calculator telefonul. Ei bine, deschid aplicația, o să închid OBS-ul, deschid aplicația TeamViewer. O să deschid aplicația TeamViewer și o să-mi proiectez telefonul. Avem Quick Support, avem ID-ul meu, 2270435665. Sper să se vadă bine. Permiteți asistența la distanță? Permiteți. În momentul acesta mi-a pornit telefonul, da? Vedem că mi-l și vede Samsung SMG935F și tot așa. Iar acum eu, de exemplu, dacă umblu, se mișcă și aici. Sper să vedeți bine. Eu nu știu cum se vede, că nu prea se vede bine în camera, am o cameră mai proastă. Așa. Și am proiectat pe calculator și pot să umblu și cu calculatorul foarte ușor. Da, și o să mă joc, pot să mă joc ce vreau. Unlock Me, de exemplu, deschid aplicația. Play. Și este în mod în timp real. Vedem că pot să deschid aceasta. Mă joc. Și tot așa. Bun. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Țin să urez la mulți ani celor cu numele de Gabriel și Mihai. Vă salut. Ne auzim data viitoare cu un nou tutorial. O să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți, dacă nu mai vreți, dacă vă place, dacă nu vă place. Ne auzim data viitoare cu un video. Salut!